Bună seara, dragii mei! În această seară m-am gândit să vă arăt cum se face cu plasele de propolis pentru a le băga în congelator. Să aprind lumina și să vedeți ce voi face cu ele. În seara asta am mai pus și de dimineață miere pentru vânzare. Să o iau de aici. Să eliberez locul. Așa. Și acum să vă arăt cum aduc plasele de propolis. Unele dintre ele le-am curățat deja aseară. Am avut 26 curățate, că am adus elasticele cum au fost legate. Așa arată după curățare. După ce sunt curățate, sunt aproape perfecte, nu mai rămâne mare lucru pe ele. Altă dată le mai luam la mână încă o dată, mai mie așa jumătate de kilogram, dar nu cred că voi mai face lucrul ăsta. Nu prea îmi permite timpul. Să vă arăt cum procedez prima dată cu plasele de propolis. Le am aici, se vede că ele încă au propolisul pe ele, așa, și cum voi proceda. Prima dată iau elasticele, am o bungă mare cu elastice și rulez fiecare plasă, o rulez spre interior. Cu partea asta care a fost spre rame în exterior. Le rulez așa. Și le pun un elastic ca să stea strânse. Am făcut doar 26 în două zile. 26 de plase curățate. Pentru că nu lucrez mult ziua, ce mai apuc așa seara, cum e acum, mai intru și fac câte pot până pe la ora 9, pentru că nu-mi permite timpul. După ce le rulez mai multe, fac tot sacul rulat, așa, o să le duc în congelator. Și le las până am timp să le fac, să le scutur. Prin sac mai găsesc și bucăți de propolis, cum am mai luat de pe rame. Alea le pun separat, bucățile. Vă arăt imediat de ce pun bucățile alea separat. Pentru ce?
Și ăla este un propolis de calitate. L-am aici în păgăleată, cum găsesc bucățile. Uitați-vă cum sunt bucățile adunate de părame. Sunt multe. Sunt multe bucăți. Cam așa. Și ele nu pot să le trimit la client așa. Și ele trebuie prelucrate. După ce le adun bucățile și mă ocup de ele, mai multe sunt în sac, așa, urmează să le pun într-o cutie, într-o caserolă. Le pun într-o caserolă din asta, modelul ăsta de plastic, și pun bucățile alea de propolis în caserola asta. După care pun la fiert o oală cu apă în care intră caserola asta. Sub ea pun o cană de porțelan și dau drumul la foc, apă mai puțină, cam cât e cana aproape. Și dau drumul la foc. Pun bucățile acelea de propolis aici în caserolă și după ce acoper oala, în momentul când apa încălzește cutia, toate bucățile acelea de propolis și ele devin maleabile. Și atunci eu le modelez aici în cutie, le aleg ce mai găsesc impurități sau așa. Nu îi las o temperatură foarte mare, cât să fie cam la temperatura mâinii, undeva la 35 de grade să fie. Și apoi, după ce le-am modelat și le-am întins și așa, urmează să le rulez, să le împachetez în folie. Le fac batoane, cam în jur de 100 de grame. Acum unii au și 200, alții așa arată după ce este prelucrat. Și îl țin împachetat să nu se elibereze elementele alea, flavonoidele din propolis. Pentru că foarte mulți oameni mai cer și batoane, nu toată lumea își dorește să aibă propolis pudră. Așa. Avem și pe ăsta îl păstrăm și avem grijă să-l comercializăm și pe el. Dacă ați înțeles, dacă ar mai fi ceva de explicat, o să vedem să... Și o să revin și cu alt film în care să vă arăt cum se scutură, uitați, bucățile de lipite de... Și cu altă filmare să vă arăt exact cum se scutură colectoarele de propolis când le scot din congelator. Tot în sacul ăsta vin puse rolurile, cu sacul vin duse acolo și lăsate. Am încă unul băgat în congelator pe care urmează să-l scutur în această seară. Bine, acum fac puțin mai încet ca să vedeți dumneavoastră, dar de obicei lucrez cu mai mare viteză și atunci, în speranța că ați înțeles și că doriți să faceți dumneavoastră lucrarea asta, vă doresc mult succes, mulțumesc frumos că mă urmăriți, la revedere!